Urmează știrile Smile FM cu Sorin Popliuc. După aproximativ un an de la data la care proprietarul clădirii în care funcționează acum judecătoria Vaslui semnează un contract de închiriere ce poate fi considerat profitabil, instituția statului riscă să fie pusă în situația de a-și căuta un nou sediu. Și asta pentru că actualul sediu al judecătoriei a fost scos la vânzare pentru 3 milioane de euro. Mai exact, pentru cei aproximativ 5.000 de metri pătrați, cumpărătorul va trebui să plătească 594 de euro pentru metrul pătrat. Cu toate acestea, pentru a face mai atractivă oferta, vânzătorul specifică în anunț faptul că există un contract de închiriere pentru parter și primul nivel pe o perioadă de 3 ani, contract ce asigură un venit lunar de 93.000 de lei. Astfel, cei interesați pot amenaja celelalte două nivele pentru a mai face un ban în plus. La Spitalul Județean de Urgență Vaslui este în derulare un proiect de extindere a unității pentru primiri urgențe. Din cauza crizelor din ultimii ani, precum pandemia de coronavirus, războiul din Ucraina, etc., finanțările din cadrul investiției trebuie revizuite. Astfel, la capitolul dotare cu echipamente medicale, suma alocată crește la 2,5 milioane de lei. Beneficiarii proiectului sunt cei 56.000 de pacienți care trec în medie în fiecare an pe la UPU Vaslui. Ministrul Afacerilor Interne a precizat că începând de astăzi cetățenii vor avea la dispoziție un nou serviciu de programare online pentru depunerea cererilor de pașapoarte, care va fi integrat în hub-ul de servicii al MEAI. Spre deosebire de platforma folosită până în prezent, noul serviciu va permite efectuarea unei programări începând cu ziua curentă pentru o perioadă de 90 de zile calendaristice. Cetățenii vor avea la dispoziție o interfață grafică intuitivă care va permite introducerea în siguranță a datelor de identificare, precum și noi facilități, printre care notificarea prin e-mail. Elevii din județul Vaslui au susținut astăzi simularea primei probe a evaluării naționale. Este vorba despre cea de la limba și literatura română, cea de-a doua urmând să aibă loc mâine la matematică. Probele au început de la ora 9, moment în care în fiecare sală au fost distribuite subiectele. Accesul elevilor în sale a fost permis până la ora 8:30, iar timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 2 ore pentru elevii de clasa 8-a. Ministerul Dezvoltării a semnat noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Salini. 3 contracte au fost parafate cu Consiliul Județean. Pentru podul pe drumul județean 245E, kilometrul 2+705, cu o finanțare de peste 5.828.000 de lei. Reabilitarea și modernizarea drumului județean 245L, cu o finanțare de peste 15 milioane de lei. Și drumul județean 244M, cu o finanțare de peste 17 milioane de lei. De asemenea, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul de modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Poienești, județul Vaslui, cu o valoare de 10.950.000 de lei, și proiectul modernizare drumuri de interes local din comuna Epureni, județul Vaslui, cu aceeași valoare, 10.950.000 de lei. După ce conducerea spitalului Huș a negat în repetate rânduri, inclusiv în plenul Consiliului Local, faptul că unitatea medicală nu asigură reactivii necesare efectuării analizelor, ceea ce pune în pericol viața pacienților, iată că a venit și dovada acestei minciuni sfruntate. Pe data de 6 martie, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Vaslui a mers în control ca urmare a unui articol din presă în care era prezentat un buletin de analize plin cu expresia anulat, semn că reactivii au lipsit. Reprezentanții CJAS Vaslui au constatat faptul că într-adevăr reactivii lipsesc, iar laboratorul nu a putut efectua analize pentru o mulțime de pacienți evaluați și tratați de medici mai mulți după ochi, iar acolo unde nu a mers cu bănuitul diagnosticului, pacienții au fost pasați pur și simplu pe la alte spitale. În urma controlului care a scos la iveală oficial această bătaie de joc la adresa pacienților, CJAS Vaslui a dispus amendarea spitalului Dimitrie Castroian Huș cu suma de 9.413 lei. Contribuabilii asigurați la sănătate, însă trebuie să știe că amenda nu o va achita nici managerul Bogdan Popa din buzunarul lui, nici vreun membru al Consiliului de Administrație al spitalului sau vreun alt responsabil, ci se va acoperi tot din banii oamenilor, după cum este clar menționat în documentul încheiat la finalul acțiunii de control a CJAS Vaslui.
UAT-urile din județul Vaslui au sesizat Consiliul Județean cu privire la gradul de îmbătrânire a arborilor de pe aliniamentele drumurilor județene. Prin urmare, au fost demarate procedurile în vederea exploatării acestora, fiind încheiate mai multe contracte de prestații silvice între Direcția Silvică Vaslui și Consiliul Județean. Este vorba despre arborii de pe raza ocoalelor silvice Bârlad, Huș, Brodoc, Pădureni, Vaslui, Epureni și Băcești. Arborii destinați tăierii au fost inventariați și marcați cu dispozitive speciale de marcat de către personalul silvic împuternicit, iar cantitatea totală, adică volumul brut a masei lemnoase rezultate în urma inventarierii, este de 553,86 metri cubi. Potrivit regulamentului de distribuire a masei lemnoase, CJ Vaslui decide ca masa lemnoasă rezultată să fie distribuită gratuit, respectând următoarea ordine de prioritate: consumul propriu al instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean, consumul propriu al proprietarului și UAT-urilor în funcție de situarea în teritoriu a arborilor ce urmează a fi tăiați. Persoanele care vor o pensie mai mare și care își pot cumpăra vechime în muncă trebuie să se grăbească. Se apropie termenul limită până la care legea mai permite acest lucru. Ca și cum perioada scurtă de timp pe care o mai au la dispoziție nu era de ajuns, aceste persoane vor trebui să scoată mai mulți bani din buzunare după ce anul de vechime s-a scumpit în 2023, odată cu majorarea salariului minim pe economie. Sute de vasluieni proprietari de terenuri s-au adresat instanțelor în ultimii ani pentru a obține încetarea contractelor cu cei cărora le-au dat pământul în exploatare ca urmare a neplății arendei. Pentru protejarea investițiilor făcute în terenuri, într-o propunere legislativă ce urmează să ajungă în curând la votul final, ar urma să se modifice codul civil, astfel încât nicio arendare să nu se mai facă sub 7 ani, iar contractele să fie menținute până la termen, chiar și dacă se schimbă proprietarul. Parlamentarii mai propun și posibilitatea schimbului de terenuri între arendași, precum și încetarea contractului în caz de neplată a arendei. Județul Vaslui a cunoscut anul trecut o creștere de 11% a salariului mediu net, ajungând la 3.217 lei, mai mare doar decât cel al sucevenilor, care este de 3.172, și al vrâncenilor, de 3.215 lei în zona Moldovei, în vreme ce salariul mediu net pe economie a ajuns la 4.400 de lei, iar în județele din vestul țării depășește cu mult cei 4.000 de lei. Cele mai mari creșteri salariale s-au înregistrat în județele Gorj cu 24%, Brăila 21% și Covasna 19%. În perioada 15-16 martie anul acesta, peste 100 de polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră și pompieri s-au luptat la Saltea, la Călimănești, în județul Vâlcea, în cadrul campionatului de judo al Ministerului Afacerilor Interne. Sportivii, femei și bărbați au concurat pe diferite categorii de vârstă și greutate pentru obținerea locurilor pe podium în această disciplină atât de importantă pentru pregătirea fizică a cadrelor Ministerului Afacerilor Interne. Printre ei s-a numărat și vasluianul Ionut Sebastian Pânzaru, ofițer specialist în cadrul biroului pregătire profesională al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui. Acesta a obținut titlul de vicecampion la categoria 81 de kilograme peste 35 de ani, poziție pe care s-a clasat și în anul 2022 la aceeași categorie. Ionut Sebastian este polițist din anul 2007, an în care a început să practice și nobilul sport de origine niponă și este multiplu medaliat la campionatele de judo și unified ale Ministerului Afacerilor Interne. Detașamentul de pompieri Bârlad a intervenit cu 2 autospeciale de stingere cu apă și echipaje specializate pentru limitarea și lichidarea incendiului izbucnit într-o anexă, și anume în prăznicarul casei parohiale Ivești, aparținând de biserica Ivești 2 din localitatea Ivești, comuna Ivești. La intervenția a participat și SVSU Ivești. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la mansarda anexei, precum și la planșeul casei parohiale, existând pericolul de extindere la întreaga locuință și la biserică. După aproximativ 2 ore, incendiul a fost lichidat. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurt circuit electric produs la un conductor electric defect, a precizat Marius Stanciu, purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe singurul radio 100% vasluian, pe 93,2 MHz, pe smilefm.ro și pe Media TV Bârlad. Smile FM. Your station, your music.